Bun găsit, dragii mei, să fie o zi magică, cu multe steluțe favorabile, norocoase, cu care să vă aliniați într-un mod magic și cât mai ușor. Mesajul pentru această zi de miercuri, 1 septembrie, iată că începem o lună nouă, este renunță la bârfă. Deci astăzi, pe 1 septembrie, renunțați la bârfă, să vă țină o lună întreagă sau poate chiar un an întreg, o viață întreagă. Presupunerile atrag în mod automat suferință, căci noi obișnuim să bârfim în legătură cu ele. Noi facem presupuneri, credem că avem dreptate, apoi le apărăm și încercăm să le dovedim celorlalți că greșesc. Nu face presupuneri inutile, renunță la bârfă. Foarte puternic mesajul, mai ales astăzi, în prima zi a lunii, o zi guvernată de Mercur. Este miercuri, bine, suntem și în luna Fecioarei, care este de asemenea guvernată de Mercur. Fecioarei nu-i place bârfa, dar îi place să vorbească. Însă mintea în aceste zile poate să fie destul de critică și poate să atragă suferință pentru că face presupuneri. Cum se aliniază astrele astăzi pentru fiecare zodie în parte, o să vă prezint fix în acest clip, însă înainte de acest lucru, vă rog să apăsați butonul subscribe, să vă abonați la aceste clipuri, la acest canal de YouTube, să apăsați acel clopoțel pentru a fi la curent cu toate informațiile noi care urmează să apară. Mai multe detalii despre mine și pe pagina mea de Facebook, Astrolog Andreea Dincă, dar și pe pagina de Instagram, Astrolog Andreea. Câteva cuvinte despre zodii puteți să citiți și pe site-ul meu www.astrostyle.ro. Da? Deci .ro este un site în română, este site-ul meu de mulți ani și acolo găsiți descrierea zodiilor și chiar găsiți și cifrele destinului de la 1 la 9, le aveți acolo pe toate. Ce facem noi astăzi, rând pe rând, fiecare zodie în parte, cum ne aliniem noi din toate punctele de vedere, aflăm acum. Berbec. Astăzi berbecii vor duce multă energie către familie și casă. Aveți de rezolvat ceva cu o femeie din casa voastră, mamă, fiică, soră, cumnată. Oricum, aceste discuții sunt intense, provocatoare și aveți cumva dezbateri puternice, însă în cele din urmă reușiți să rezolvați. Este importantă această rezolvare pentru a dormi liniștiți și pentru a face și alte lucruri, că altfel gândurile voastre se duc doar către acea problemă. Taur. Nativii Taur sunt puși în fața anumitor situații, anumitor decizii, foarte multe decizii de luat, foarte multe discuții în legătură cu aceste decizii. Ele au loc, sau pur și simplu scena pe care se derulează este scena muncii, deci pe zona muncii, pe zona financiară, contribuția voastră la locul de muncă, responsabilități noi sunt dezbătute, responsabilități noi, dar și raportul muncă-salariu, pentru că cineva este acolo în dezavantaj și cel care este în dezavantaj nu prea mai acceptă acest dezavantaj. Gemeni. Gemenii pornesc astăzi într-o nouă aventură, pornesc astăzi într-o călătorie interioară și într-o călătorie către aprofundarea sufletului și a iubirii. Pur și simplu aprofundați acolo nevoile sufletului de fapt. Doriți voi să aveți mai multe activități, mai multe oportunități, să vă simțiți bine, să împrăștiați informație, să aveți ce povesti. Este o zi cu multe lucruri de realizat, cu multe emoții și cu multă dorință și sete de cunoaștere și aventură. Rac. Racii au o strategie nouă în viața lor personală. Această strategie poate să scoată punctele voastre forte și abilitatea de a găsi rezolvare. Eliberați vibrațiile negative din viața voastră și încercați cumva să aduceți armonia în față. Armonia să fie obiectivul vostru cel mai înalt. Sunt tot felul de emoții, însă ușor, ușor veți face față tuturor situațiilor. Leu.
Lei primesc mesaje de la o femeie. Aceste mesaje pur și simplu apasă pe butonașe și vă direcționează către indecizie. Cumva ar spune că sunt inconsecvență, este indecizie, este lipsă de atenție. Pur și simplu vă învârtiți într-un, o dați din stânga în dreapta, vă învârtiți într-un cerc fără niciun rezultat, fără nicio, să spunem așa, finalizare. Cântăriți toate situațiile din viața voastră pentru că acest proces pare nesfârșit. Aveți nevoie să alegeți. Fecioara are oportunități importante, special pe zona financiară. Aveți discuții și a spune chiar puteți semna anumite contracte cu persoane pe care le-ați cunoscut prin prietenii voștri. Aspecte bune financiare, aspecte bune în privința proiectelor, atenție asupra anumitor detalii și atenție și pentru îmbunătățirea vieții, atenție pe zona asta de stabilirea obiectivelor legate de sănătate, adică doriți să vă scadă glicemia, să vă scadă, nu știu, numărul trigliceridelor sau cine știe ce mai aveți voi pe acolo de scăzut sau de îmbunătățit, însă vă preocupați intens în această zi să vă calculați un stil de viață sănătos pe care să îl adoptați, să îl și adaptați nevoilor voastre, dar să îl și adoptați. Foarte, foarte interesante strategiile și dorințele voastre legate de îmbunătățirea sănătății. Balanță. Balanțele sunt interesate de îmbunătățirea aspectului fizic. Căutați tot felul de creme, căutați tot felul de tratamente cosmetice, căutați tot felul de lucruri rafinate. Aveți stil, aveți eleganță și învățați chiar și pe ceilalți despre ce înseamnă o viață trăită în frumos. Obrazul subțire cu cheltuială se ține. Tocmai de aceea să știți că veți avea niște cheltuieli neprevăzute. Dacă nu sunt aceste cheltuieli direcționate către sectorul frumuseții, ele vor fi direcționate către sectorul îmbunătățirii vieții, precum cursuri, cărți, tot felul de seminarii, webinarii care să vă ajute să vă dezvoltați. Scorpion. Scorpionii au parte de încurcături în iubire. Poate că este momentul să vă dați câțiva pași în spate și înainte de a aduce și mai multă energie acestor încurcături, adică să le faceți cât casa poporului, nu ar strica dacă ați conștientiza și v-ați asuma riscurile și pur și simplu v-ați retrage. Unele riscuri nu merită, dar unele riscuri sunt atât de mari încât, sau poate că premiul nu este atât de mare încât riscurile să merite. Sunt în voi tot felul de lupte, lupte între logică și, bineînțeles, între ce dorește sufletul, inima. Nu neapărat să iasă cineva învingător, însă este important ca acestea să fie în pace și în echilibru. Săgetătorul are parte de răsturnări de situație, special pe zona profesională. Aici sunt multe lucruri de realizat într-un timp scurt și parcă vin tot mai multe sarcini și decizii ale superiorilor voștri și nu mai faceți față. Există posibilitatea să izbucniți astăzi și chiar să refuzați anumite bonusuri pe care le-ați câștigat dacă ați accepta ore în plus. Nu este o pierdere, ci cumva vă puneți pe primul loc sănătatea și, bineînțeles, energia voastră. Capricorn. Nativii Capricorn sunt într-un dans interesant în zona cuplului. Aveți părți bune și părți mai puțin bune. Aveți o zi în care evaluați anumite lucruri pe care aveți nevoie să le îmbunătățiți în viața voastră intimă, dar și îmbunătățirea rezultatelor financiare. Vă vin idei prin care să investiți și prin care să aveți stabilitatea aceea pe care o căutați cu toată puterea voastră. Vărsător. Vărsătorii au la locul de muncă tot felul de erori.
Deci erori și mai ales erori prin femeile cu care lucrați sau femeile au erori cu voi, poate că și tu ești tot femeie, dar eroare cu altă femeie. Pur și simplu astăzi colaborările și munca în echipă nu dă roadele, nu dau roadele potrivite. Mai sunt niște pierderi, poate este cazul să refaceți anumite stocuri, poate este cazul să refaceți anumite mail-uri sau cine știe ce oferte. Ce să mai? Dacă greșim, refacem. Cine nu muncește, nu greșește. Mare atenție cu comunicarea la distanță, pentru că și acolo trimiteți un e-mail aiurea în străinătate și cine știe ce comandă vine către voi. Fiți atenți! Pești! Nativii peștii sunt astăzi deschiși și să iubească și să se lase iubiți. Sunteți romantici, sunteți jucăuși și sunteți provocatori. Veți provoca în iubire, poate fostele parteneriate, fostele iubiri. Veți provoca și partenerii actuali și vă veți provoca și pe voi înși vă. Este important să fiți deschiși și să lăsați imaginația să vă inspire. Și voi probabil că veți inspira și motiva pe ceilalți. Sunt și ceva cheltuieli pe anumite lucruri pe care nu le arătați altora, cum ar fi lenjerie intimă mai sexy sau cine știe ce lucruri care nu sunt la vedere. Să fie o zi magică cu multe steluțe norocoase!